Bun găsit tuturor! Numele meu este Irimia Magdalena și astăzi, în cadrul emisiunii De Mai Departe, din studioul Terranova TV București, vom vorbi despre căutarea de sine. În ultimii ani, acest concept este foarte uzitat și toată lumea practică acest lucru, mai ales atunci când în viața noastră apar momente de impas. Ne îndreptăm către sine. Cine suntem? Ce este sinele? Cum ne conectăm la sine? Vom vorbi astăzi despre căutarea de sine cu Nina Ștefan, care este autor de carte Bookzone și trainer în evoluția personală. Nina, îți mulțumesc că ne-ai onorat cu invitația și îți spun bine ai venit astăzi alături de noi. Bine te-am regăsit, Magda. Nu este prima dată când ne întâlnim, dar este prima dată când suntem în acest context și îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, pentru că a fost o cerință și din partea comunității să abordăm acest subiect. Nina, cum te raportezi tu la căutarea de sine? Când ai început tu în viața ta căutarea de sine? E un subiect foarte fain și tare mă bucur că astăzi vorbim strict despre această căutare sau oamenii o mai numesc regăsire. Și aici o să lămuresc un pic sau cel puțin o să vin cu perspectiva mea. Cumva am avut și eu provocările mele ca fiecare om, da? Și mi-a fost destul de provocator la un moment dat pentru că nu mai înțelegeam cine sunt, ce vreau de la viață, ce se întâmplă cu mine. Mă simțeam pierdută la un moment dat, după un faliment, divorț, probleme de sănătate și cumva eram complet confuză și bulversată. Și atunci a început această căutare de sine în ceea ce mă privește pe mine. Doar că mi-am dat seama că tot căutând și citind, oamenii căutau să se regăsească și mi-am dat seama că nu să ne regăsim ar trebui, ci să învățăm să ne găsim, să ne construim într-un mod conștient. Primul pas este să observăm unde suntem, da? E ca și cum stabilești un punct de plecare și de acolo să îți pui întrebarea, cine vreau să fiu? Întrebarea cine sunt mi se pare că mai mult ne derutează. Dar așa cum spuneam, este doar o perspectivă personală. Fiecare persoană din domeniul dezvoltării personale are o anumită perspectivă, însă cumva fiecare perspectivă are sensul ei. Pentru mine are mai mult sens așa, să mă gândesc la cine vreau să fiu sau cine vreau să fiu acum, astăzi, da? Sau cine vreau să devin pe viitor, pe termen lung. Căutarea ta personală, căutarea de sine, este inclusă și în această carte, cel puțin o parte din căutare, Războiul Sufletului. Ești autor cotat foarte bine la editura Bookzone. Cine dorește să se afle mai mult din istoria personală o poate face și pe această cale. Da, este o carte care ascunde cumva între coperți povestea mea și cumva cu cei de la Bookzone am reușit să-i dăm această formă superbă. Nu știu, simt că este exact ce mi-am dorit eu ca și scriitor pentru prima mea carte. Am fost surprinsă când am văzut-o și eu prima dată și cumva am simțit atunci că, wow, s-a împlinit un mare vis de-al meu pe care l-am avut în copilărie. Și cumva această carte denumită Războiul Sufletului este despre conflictul interior. Este acum pace în suflet? O, da. Crezi că dacă nu ai fi avut acele evenimente negative pe care le-ai menționat, ai fi început căutarea de sine sau ar fi fost un moment amânat? Aș fi trăit așa pe pilot automat cum trăim majoritatea dintre noi și acum uitându-mă în urmă pot să-mi traduc mult mai simplu și mult mai ușor ceea ce făceam, modul în care eu trăiam pur și simplu era puțin haotic, rezultatele din viața mea nu erau excelente. Tot ce făceam era greu, fiecare lucru era cu mult efort. Orice aveam nevoie să fac sau orice îmi doream eu să îmi îndeplinesc, nu știu, orice vis, mi-era foarte greu să-l obțin pentru că nu aveam nici o educație excepțională, nici susținere de niciun fel, nu prea întâlneam oamenii potriviți, dar asta și pentru că nici eu nu eram
La locul potrivit. Da, nici la locul potrivit, dar nu aveam nici eu claritate. Și cumva, acum chiar pot să spun asta, această claritate o dobândim într-un mediu anume. Dacă ești într-un mediu mai avantajos, ai toate șansele, da, să evoluezi frumos. Ori altfel ajungi să te prăbușești la un moment dat. Crezi și că de acolo să evoluăm mai ușor prin greutăți sau când avem drumul mai lin? Sunt două modalități de a evolua, intenționat sau întâmplător. Și, bineînțeles, cel intenționat este cel conștient, în care noi pur și simplu decidem, da? Eu decid intenționat, conștient, da? Așa cum spuneam mai devreme, aleg cine vreau să fiu. Și îmi stabilesc concret ce vreau să se întâmple cu viața mea astăzi, mâine, poimâine și așa mai departe. Iar atunci când cumva evoluăm întâmplător, aici ne referim la tot ceea ce înseamnă provocări ale vieții, fie că ai un accident, fie că ajungi să suferi de o boală sau treci printr-o despărțire sau un faliment, cum am pățit eu și așa mai departe, toate aceste lucruri aparent sunt întâmplătoare, dar ele ne trezesc. Sunt niște semnale de alarmă și ne schimbă direcția. De acolo avem două opțiuni, fie ne trezim și acționăm conștient și ne schimbăm viața, fie rămânem cumva în acel haos și ne mulțumim cu așa e viața. Eu cred că timpurile pe care le trăim, și asta confirmă din ce în ce mai mulți dintre noi, nu-ți mai dau răgazul să zăbovești fără să faci nimic. Nu știu cum se face că tot apar evenimente. Dacă tu nu te îndrepți către tine, către sine, mai urmează ceva care parcă să te tragă de mânică și să-ți spună, uite, îți mai trimit ceva ca să te apleci un pic în interior. Nu mai rămâne ancorat doar în exterior. Nici nu suntem învățați să ne uităm la noi. De mici ni se spun tot felul de lucruri care nu vin neapărat în susținerea noastră și în încurajarea noastră. Bine, acum mă refer mai degrabă la generațiile trecute. Acum deja mai sunt mămici care au început să își susțină copiii diferit, de mici să învețe lucruri mai productive, să spunem, față de cum învățam noi. La noi, nu știu, orice se întâmpla, așa nu e bine, tot timpul eram corectați, criticați, sancționați, pedepsiți, da? Cam asta se întâmpla cu noi în copilărie, motiv pentru care noi cei care suntem trecuți de 30 de ani avem niște traume destul de, hai să zicem, adânci, ca să nu spun, să nu folosesc un termen prea dur. Și venim cu aceste traume la pachet, cu toate aceste greutăți, cu poverile trecutului de care nu știm cum să ne debarasăm. Le avem, dar din moment ce le discutăm este clar că le și conștientizăm. Și dacă unii dintre noi nu știu cum să le dea la o parte, să le debaraseze, așa cum am menționat în prezentarea ta, ești trainer în evoluție personală. Și avem nevoie de ghidaj, avem nevoie de îndrumare atunci când nu dispunem de resurse și nu le știm, că na, fiecare are poate o viață obișnuită și un domeniu diferit în care activează. Nina, spune-ne, te rog, mai multe. Ce înseamnă a fi ghidat de un trainer în evoluția personală? Da, cumva aici eu mi-am ales această titulatură pentru că am mai multe specializări și e greu să spun undeva toată lista aia cu, știi, cu specializările mele și prefer să folosesc acest termen pentru că el le cuprinde pe toate. Eu sunt și coach, sunt și practician NLP și practician Reiki și sunt și consilier și formator. Toate specializările astea mă ajută pe mine să fiu acest trainer în evoluție personală. Sunt așa ca un fel de ghid care vine cu o făclie de lumină și se strecoară în sufletele oamenilor. Mie așa îmi place să spun că sunt femeia cu lumina care nu ține neapărat să dea deoparte întunericul. Am impresia că e greșit să ne ducem către ideea asta că avem nevoie doar de lumină și restul nu este potrivit. Ba da, e nevoie de echilibru în viața noastră.
Eu cred că dacă nu vedem și puțin rău, nu putem să apreciem binele, dacă nu vedem întunericul, nu ne mai putem bucura de stele, dar nu mai vedem strălucirea. Cumva în întuneric ajungem să ne căutăm pe noi înșine, că tot vorbim despre căutarea de sine. În acel întuneric vedem care este de fapt adevărata noastră putere interioară, tot în acel întuneric vedem și cât de mult putem să strălucim. Și avem nevoie să înțelegem că și acest întuneric trebuie acceptat și integrat ca parte din noi, pentru că noi suntem și. Nu suntem doar lumină sau doar întuneric. Dualitatea. Sau doar, exact, doar bunătate sau doar răutate. Eu nu cred în a fi bun sau a fi rău, cred în oameni rătăciți sau în oameni care s-au trezit și învață în fiecare zi să trăiască conștient. Așa văd eu lucrurile. Mina, totuși noi când ne naștem, ca și copii, cel puțin până în 7 ani, suntem conectați la sine. Copiii sunt mereu originali, sunt autentici, sinceri, debordanți și de bucurie și de fericire. Ce se întâmplă după? Ne deconectăm spre viața adultă, făcând pași în preadolescență, adolescență, nu mai știm, pierdem această legătură cu sinele. Copiii mici văd lucruri, aud din lumea nevăzută. Unde greșim? Facem noi ceva greșit? De ce se întâmplă acest lucru și parcă apare o pauză ca apoi în viața adultă din nou să fii nevoit să te cauți? Este foarte adevărat că fiecare dintre noi venim aici cu un dar. Însă este și foarte adevărat că puterea interioară pe care o avem este diferită. Și aici vreau să punctez ceva important. Toți avem un potențial anume, cumva poate același. Însă puterea interioară este cea care poate să facă ceva din acel potențial. Dacă forța mea interioară este mai mare, eu voi prelua și voi dezvolta potențialul meu și voi ajunge să fiu, poate, nu știu ce, persoană cunoscută și care face lucruri mărețe. Dacă puterea mea interioară este mai scăzută, atunci nu voi folosi potențialul cu adevărat, nu-l voi explora în totalitate și nu voi reuși să ajung o persoană care să aducă, nu știu, ceva mai multe beneficii în lumea asta. Mie îmi place să cred că fiecare dintre noi, prin ceea ce facem, aducem niște beneficii în această lume în care suntem noi în ziua de astăzi. Și dăm mai departe ceva din harurile primite. Exact. Cum faci tu cu această emisiune și dai mai departe? Îți mulțumesc! Da, și ca să revin așa la idee legat de copii. Da, venim cu aceste daruri și în funcție de puterea noastră interioară, fie ne vom păstra darurile și le vom duce la un alt nivel, fie nu, depinde acum și de educație și de mai multe aspecte. Însă, unde ne pierdem noi, unde ne rătăcim, cred că cred că este vorba de cât de mult suntem încurajați, sau mai bine zis, cât de mult ni se taie aripile, știi? Că uneori poate, cineva ne mai taie acolo o pană, două din aripi, dar când tu vii și îmi tai toată aripa, eu deja nu mai pot să zbor. Și dacă am constant, poate o mamă critică sau, nu știu, care mă face constant să mă simt că nu sunt suficient de bun ca și copil, mă sting ușor, ușor. Și cumva, în loc să-mi păstrez acea bucurie, că vreau să devin medic sau vreau să devin aviator sau fiecare, depinde, ai văzut cum e, fiecare copil are un vis. Dacă noi ca și părinți, mătuși, unchi, bunici, încurajăm copiii să-și urmeze calea și ei vor crede și vor păstra această conexiune. Dar dacă noi începe, te faci tu medic, lasă că trebuie să muncești. Mie mi se spunea când am început eu să comunic ceea ce aș vrea să fac la un moment dat în viața mea, faci tu pe naiba, așa mi se spunea. Și acest faci tu pe naiba mă descuraja foarte tare. Și aveam impresia că, dacă mi se spune așa, înseamnă că poate nu sunt în stare. Dar, de fapt, nu era despre mine, era despre ce vedeau alții. Și nu e despre ce văd alții în noi, este despre neputința lor. Pe care o proiectează. Care vine proiectată, exact, pe copii și pe oricine în jurul lor. Sau mai era replica atunci când erai mic și spuneai că vrei să te faci artist, cântăreț. Nu erau meserii care să-ți asigure ulterior traiul. Pentru că ne-am născut în România,
România, au fost anumite vremuri, a fost comunismul și așa mai departe. Și erau încurajate meseriile economice, meseriile care să-ți asigure existența ție și familiei tale. Și atunci când venea cineva cu un vis de ăsta nemai întâlnit în România, din start era... Da, se spunea, o să mor de foame exact, dacă te apuci de cântat sau... Da. Ce să faci tu cu... mie, de exemplu, când am spus că vreau să scriu și vreau să fiu scriitoare, dar ce o să faci cu treaba asta? Ce o să-ți aducă asta? Păi, ce o să-mi aducă? Uite ce mi-a adus. Mii de oameni care mi-au citit cartea și care s-au trezit într-un fel sau altul. Și care s-au regăsit în trăirile tale. Și s-au regăsit. Ideea la mine nu a fost să vând o carte și să-mi aducă niște bani. Ok, și ăsta a fost un scop. Până la urmă avem mai multe scopuri în ceea ce facem. Trăim în lumea materială. Absolut, da. Adică trebuie să găsim o cale de a monetiza cumva pasiunile noastre, că puteam să scriu și doar atât, am ales să scriu și să duc mai departe mesajul cu două scopuri. Unul a fost, bineînțeles, să obțin și niște bani, dar scopul principal a fost să trezesc cumva oamenii. Și aici nu era vorba despre a fi văzută. Ba, eu trebuie să știe lumea despre mine ce greu mi-a fost mie la un moment dat și să mă admire acum că ia uite ce frumos am reușit să îmi schimb viața. Era despre și este în continuare despre fiecare om care citește această carte. Eu am primit sute de mesaje care îmi spuneau niște lucruri care sincer m-au făcut să plâng. Adică au fost momente când oameni care efectiv simțeau că gata, au pierdut cumva direcția sau lupta cu viața, îmi spuneau că odată cu mesajul cărții, pur și simplu și-au dat seama că și ei mai au o șansă, indiferent cât de jos ajungi, indiferent la câtă suferință ajungi în această viață, poți să te ridici. Și să o iei de la capăt. Exact, sau să continui drumul, mai bine cumva, spus. Asta este și ideea cărții. Trezește-te și trăiește-ți visul. Pentru că poți, pentru că meriți și mai am eu o vorbă, de ce nu? Știi? Adică, de ce să nu faci asta? Cine mă împiedică să lupt pentru visul meu? Aș adăugă în completarea a ceea ce ai spus tu, că am vorbit de meseriile sau de visurile din copilărie, ce te faci când o să fii mare. Sunt foarte mulți adulți nemulțumiți de meseria pe care o practică. Nu-mi place asta, o fac doar pentru bani, o fac ca să asigur traiul familiei, o fac pentru vacanțe, dar eu nu rezonez cu asta. Dar în același timp și spun, nu știu ce aș vrea să fac. Și mi-a plăcut o îndrumare din partea unui specialist care la fel a spus, ce vrei să te faci în copilărie? Acela este visul tău. Și efectiv, când majoritatea își aduceau aminte de ce spuneau în copilărie când erau întrebați ce o să te faci când o să fii mare, efectiv li se lumina fața. Era sclipirea și menirea poate în viața lor, dar pe care nu au mai urmat-o, dar așa cum zici și tu, oricând, până la sfârșit te poți reapuca și poți fi pe drumul tău. Nina, mi-ai împărtășit într-o discuție anterioară despre un caz și mi-a plăcut foarte mult cum ai lucrat cu o doamnă ce a primit un diagnostic de cancer și cum această doamnă și-a recăpătat încrederea, a văzut destinația unde vrea să ajungă și cum, nu aș vrea să zic neapărat vindecare, dar s-a produs acea echilibrare în organismul ei. Te rog să ne împărtășești acest exemplu, pentru că este cu foarte multe subînțelesuri pentru cine vrea să audă. Da, înainte să răspund la întrebarea asta, vreau să mai fac așa o scurtă paranteză vis-a-vis de ce ai spus mai devreme, pentru că mi se pare esențial și imediat revin la povestea despre care ai spus acum. Atunci când suntem mici, avem o fărâmă din adevărul nostru intern, ca să spunem așa, ceea ce simțim noi că este ok pentru noi și noi știm unde suntem, unde ne regăsim cel mai bine. De asta cumva de mici avem această idee, vreau să fiu medic, vreau să fiu pompier, vreau să fiu cântăreț și așa mai departe. Eu când eram mică îmi doream să fiu o femeie cu superputeri. În viziunea mea de copil așa era, însă în realitate, în timp, cumva am devenit acea femeie cu superputeri prin ceea ce fac și am conștientizat asta mai târziu. Avem cumva o idee care nu e neapărat fix acea idee 100% o să fie meseria noastră, da? Dar ideea respectivă poate să ne ducă foarte aproape de
Esență. Esență, exact. Și cumva eu mi-am adus aminte la un moment dat când făceam niște exerciții pentru programul meu. Eu am un program dedicat femeilor, se numește De la durere la putere, urmează să fac a treia ediție și cumva acolo mi-am dat seama când lucram la exerciții și mă duceam acolo în urmă, în copilărie și mi-am adus aminte cum eu voiam să am aceste superputeri ca să ajut oamenii. Ei bine, ceea ce fac acum înseamnă superputere. Exact, este o superputere pe care o am, doar că nu e ca atunci când visam eu, o să zbor, să mai știu ce să fac, dar acum este magie. Puțin diferit, exact. Și de asta cumva am îndrăznit să revin puțin la această idee, pentru că e important ca noi toți să ne susținem, așa cum spuneam, copiii, nepoții și orice copil din jurul nostru să fie ghidat către ceea ce simte că poate el să fie. Da? Poate nu o să fie neapărat cum voiam eu să fiu, da? O femeie cu superputeri, dar am devenit acea femeie care poate să aducă niște beneficii enorme în viața cuiva. Adică eu văd ce se întâmplă și acum uite o să continui apropo de beneficii și de superputerile mele, ca să zic așa, și darurile cu care eu am fost înzestrată, dar pe care nu le-am văzut dintotdeauna și nu am știut că ele sunt acolo pentru că mi-a fost frică să mă duc în interiorul meu. Și până la acel moment, războiul sufletului. Da, exact. Eu m-am trezit la 28 de ani, așa cum spuneam, în urma unor evenimente și de acolo mi-am dat seama că, de fapt, doar trebuie să-mi asum să fiu cine visam să fiu. Și ușor, ușor am construit femeia de astăzi. Ce face femeia de astăzi? Împuternicește oamenii. Dacă tu vii la mine și îmi spui că ai o problemă, facem în așa fel încât tu să-ți găsești acea putere să treci peste. Exact așa am făcut cu doamna despre care ai menționat tu. Sunt foarte mândră de ea. Nu pot să spun că sunt vreo vindecătoare a oamenilor, pentru că nu asta este meseria mea. Chiar dacă am la bază niște tehnici care te duc în zona asta de vindecare emoțională, da, însă vindecarea în sine, mai ales când există aceste somatizări până la urmă, da, cancerul este o boală, nu e în regulă, da, la nivel de suflet, exact, la nivel emoțional. A existat o suferință, da, s-a ajuns la somatizare și așa mai departe. Ce am făcut eu acolo a fost să intervin pe parte de resetare mentală, aș putea spune. Și dintr-o simplă discuție inițial, nu a fost o ședință sau vreo sesiune în mod special cu vreo tehnică, inițial a fost doar o discuție în care i-am explicat semnificația pe care o putem da lucrurilor. Și atunci am extras din discuția cu ea semnificația pe care ea o dădea acestei boli. Și era așa, ca o ecuație, cancer egal moarte. Și am zis, ok, ești conștientă că tu așa vezi această boală? Și a spus, da. Ok, cum ar fi dacă această ecuație ar suna puțin altfel? Ceva de genul cancer egal renaștere. Și am început să povestim despre cum ar putea să își schimbe ea ideea despre cancer în momentul în care i-am explicat că în spatele fiecărei boli există niște emoții care au fost cumva puse deoparte, nebăgate în seamă, foarte multe suferințe băgate sub preș și lucrurile astea ne duc, bineînțeles, la diverse afecțiuni sau boli foarte grave, da? Și atunci a conștientizat că, de fapt, ea a avut niște evenimente foarte dureroase în viața ei și a început cumva să vorbească despre ele și să își dea seama unde s-au produs acele rupturi, acele deconectări, că era cumva pierdută, deconectată și cumva avea nevoie doar să se adune și să înțeleagă faptul că o boală poate să fie și o binecuvântare. Și în momentul ăla ea a avut niște revelații și a zis, mă, dar stai un pic, dar cum ar fi dacă m-aș poziționa diferit apropo de metodele pe care le folosesc? Una dintre ele este foarte simplă. Cea cu semnificația pe care am spus-o. Ce semnificație dăm oamenilor și ce semnificație dăm evenimentelor din viața noastră? Sunt lucruri distincte, da? Da, exact. Și o altă, hai să zicem tehnică, până la urmă tehnici, metodă, idei, concept, de fiecare le numește cum simte că e mai ok. Mai este și această idee de a schimba cumva, hai să zicem, unghiul din care privim, da? Cu anume. Cât,
Cu cât, da, cu cât tu privești din mai multe direcții, cu atât înțelegi că există mai multe soluții. Da? Este ideea asta de poziții perceptuale. Eu acum pot să te văd de tine, de aici, de pe acest scaun, dar dacă facem schimb, o să văd și eu lucrurile puțin diferit. Revin la ideea de poziții perceptuale. Dacă noi am schimbat cumva poziția, hai să zicem altfel, în termeni mai populari, când te pui în papucii celuilalt, o să observi că de fapt și el are dreptate sau și ea are dreptate. Când tu te încăpățânezi să-ți duci cumva ideea la bun sfârșit, că ai tu impresia că doar tu ai dreptate, nu faci altceva decât să accentuezi conflictul, da? Și cumva, uite, iar asta este o idee foarte utilă. Hai să vedem puțin. Eu am acționat așa. Dacă eu aș fi fost cealaltă persoană, cum aș fi văzut toată situația asta și așa mai departe? Dar de ce e important să vedem? Ce semnificații dăm în funcție de contexte? Cum ne poziționăm? Să găsim tot timpul și o altă perspectivă. Constant să căutăm o altă perspectivă. Că nu e doar una valabilă, adică nu e ca și cum un singur om are dreptate și... Da, uite, eu, de exemplu, în ceea ce fac, eu nu pot să vin să spun aici, eu știu cel mai bine, pentru că am studiat, ok, am studiat, am practicat foarte mult și, într-adevăr, am acolo o cunoaștere. Dar cine știe dacă este cea mai potrivită abordare? Cine știe dacă este la fel de valabil pentru toată lumea sau la fel de eficient? Poate noi să folosim o tehnică, da? Aceeași tehnică și la mine și la tine, dar să aibă un efect diferit. De asta eu cred e că bine o să aibă să efect testăm. Diferit, pentru că oricum pornim de pe poziții diferite în momente diferite ale vieții, iar da. Rezultatul nu poate fi identic. Spune-ne cât ai lucrat cu această doamnă care a avut diagnosticul de cancer și în cât timp s-a văzut clar diferența și îmbunătățirea, evident, vindecarea. În primul și în primul rând e de specificat faptul că nu a lucrat doar cu mine, a făcut, bineînțeles, un tratament medical. La medic, bine, da, era clar, da, a fost o operație la mijloc și a avut nevoie să facă un tratament. Doar că simțea că nu este suficient, ea emoțional simțea că pică, psihic simțea că nu rezistă și atunci avea nevoie de susținere. Pe partea asta de convingeri și pe partea asta de resetare mentală am intervenit eu, așa am simțit atunci să fac. Pe de altă parte am mai lucrat cu cineva pe partea de terapie emoțională. Și cumva acolo a fost un cumul, da? Cumva am fost mai mulți oameni care au venit să o susțină, însă la un moment dat, după un an de zile, când ea a fost declarată oficial vindecată din punct de vedere medical, a venit la mine și mi-a spus, auzi, dar tu știi că eu m-am gândit așa, care a fost elementul cheie care m-a scos pe mine din boala asta? Și zic, nu știu, dar e bine că l-ai conștientizat. Dacă vrei să mi-l spui, zic, m-aș bucura să văd la ce concluzie ai ajuns tu. Și a spus că după lungi căutări și după lungi conștientizări și mult lucru cu ea, a ajuns la concluzia că acea resetare mentală pe care ea a avut-o cu mine a ajutat-o foarte mult să-și schimbe perspectiva despre această boală și în același timp ea a reușit să facă niște schimbări la nivel de familie. Adică ea cumva de acolo a deschis așa o cutiuță cu niște suferințe din trecut și a reușit să îi facă pe cei din jurul ei, da, copii, părinți și cumva partener. La nivel de familie extinsă, acolo s-au întâmplat niște lucruri magice. Efectiv, s-au întâmplat niște lucruri faine datorită ei și cumva chiar mă bucur că și a devenit una dintre acele femei care acum merge cu această făclie în mână și face lumină, pentru că ea asta a reușit să facă în familia ei, fără să fie trainer. Și a dobândit superputerea. Da, da. Și acum chiar este foarte, foarte bine, sănătoasă, împlinită, se bucură de viață. Și mă bucur pentru Lina, ea. Ce facem cu cei din jurul nostru care nu acceptă o resetare
mentală, o resetare a gândurilor, o resetare în viața lor la acel moment și parcă ne lasă și pe noi într-o neputință și nu avem voie să intervenim, să acționăm, nici măcar la nivel de sfat. De fapt, aici vorbesc, la nivel de discuție, de vorbă. Noi îi vedem că ar avea nevoie, ei nu văd încă acest aspect și ne sunt dragi, fac parte din familie, fac parte din cercul de prieteni. Da, este o întrebare care îmi place foarte mult și am mai discutat așa pe aici pe acolo acest subiect. Chiar îți mulțumesc că ai adus întrebarea asta astăzi aici în discuție. În primul și în primul rând e musai să înțelegem că noi nu putem să ajutăm pe nimeni cu forța, nu putem să salvăm pe nimeni pentru că nu suntem salvatorii planetei. Este important să înțelegem că fiecare are momentul lui, fiecare are dreptul de a alege. Ce este greu pentru noi, cei care vedem la cineva că, nu știu, să zicem că este partenerul de viață și are o depresie, dau doar un exemplu, da? Și eu văd, a, gata, uite, are această depresie, văd deja și niște soluții, sunt pregătită să intervin. Exact. Poate omul respectiv nu are forța necesară atunci, poate nu vrea, că are sigur niște beneficii. În tot ce ni se întâmplă mai puțin plăcut, există și niște beneficii pe care nu le conștientizăm în mod normal, dar ele există, aceste beneficii. Poate cineva ne ajută mai mult sau poate scăpăm de anumite chestii și rămânem acolo, dar în fine. Și cumva, deși noi am putea să facem ceva pentru aceste persoane, în momentul în care alegem să facem asta, devenim invazivi, devenim agresivi și cumva nu mai suntem nici salvatori, suntem un fel de agresori și devenim chiar toxici pentru ei. Eu nu recomand să sărim așa în ajutorul oamenilor, putem în schimb să întrebăm. Observ că treci prin această situație, nu contează că e o boală, că este o, nu știu, o pierdere, o suferință, să zicem că poate probleme la job și așa mai departe. Ne ducem și întrebăm, ai nevoie de susținere, de sprijin, de ghidare sau de ceva ce simt eu că pot să ofer în acel moment? Întrebăm. Dacă persoana respectivă nu știe să ceară ajutor, că poate nu a fost învățată sau simte că nu merită, poate să spună că nu, e ok sau eu știu ce simte persoana aia să spună, nici nu contează. Tu trebuie să vezi, cel care întreabă, să mai pui o dată întrebarea și chiar să subliniezi. Ți-e jenă, ți-e frică, ți-e teamă, ți-e rușine, ce se întâmplă? Dacă este motivul acesta, atunci vreau să știi că sunt aici. Ca persoana respectivă să îndrăznească să acceseze cumva susținerea noastră. Că uneori asta facem. Ne este teamă să primim acest ajutor. Mai ales dacă nu am văzut în familia de origine, da, și nu am fost învățat sau încurajat să facem acest lucru. Deci este, da, important să lăsăm spațiu persoanei respective, da, dar totuși să adresăm aceste întrebări. Iar în cazul în care răspunsul e potrivit, intervenim, evident. Iar în cazul în care răspunsul dar este negativ... Dar intervenim până într-un punct și aici iar este foarte important. Dacă eu am primit de la tine acordul să intervin, să te susțin în a rezolva ceva, eu nu voi face în locul tău. E ca și cum ai rămas în pană cu mașina, eu mă opresc și te întreb. Magda, ai nevoie de ajutor? Și tu spui, mă descurc. Magda, ești sigură? Să știu dacă îmi continui drumul. Și uite, ăsta este un exemplu foarte bun. Și tu o să zici, măi, mi-e jenă să te opresc din drum. Uite, eu sunt aici, pot să fac asta, e ok. Și atunci tu o să-mi zici, da, e în regulă. Poți, chiar am nevoie de ajutor, dar nu voiam să deranjez. În momentul ăla eu nu o să mă apuc să fac schimbul de roată în locul tău. O să zic, uite, eu pot să-ți dau chestia asta, nu știu, ceva, un instrument pe care să-l folosești, Preamnul sau de pot rezervă. Să dau un telefon, da, sau ceva. Nu mă apuc să fac în locul tău. Sau poate eu mă pricep și tu nu te pricepi, pot să-ți dau câteva indicații, ca în momentul în care tu vreodată, dacă mai treci prin situația respectivă, să știi ce să faci. Dacă noi facem în locul oamenilor, le furăm o lecție și atunci cumva și noi ne facem un rău. Noi nu trebuie să preluăm aceste, hai să le zicem așa, între ghilimele, niște pedepse, da? Sunt lecțiile oamenilor. Cumva noi trebuie să ne păstrăm rolul nostru de susținători.
Nu trebuie să salvăm pe nimeni. Cine vrea să fie salvat, cere ajutorul. Ridică frumos mânuța sus și spune: eu am nevoie să primesc ajutor în problema X. Și eu decid dacă te ajut sau nu te ajut și ce fel te ajut. Modul în care eu aleg să te ajut îmi va face și mie bine sau rău. Din acest motiv se spune să acordăm ajutorul doar atunci când este solicitat. Da. Pentru că am avut cu toții exemple în care am făcut pe salvatorii din dorința de a le fi bine celor din jur, și de multe ori nu s-a întors la fel înapoi către noi. Din contră, am fost și prejudiciați, să zic așa, la toate nivelurile, și atunci ai învățat lecția personală că oferi ajutorul doar dacă ți este solicitat. În da. Mod expres. Și știi ce mai este aici, Magda? Mai e cumva și faptul că e dureros pentru noi să vedem o persoană dragă într-o situație grea. Neplăcută, grea. Dar este. Când tu vezi că tu tragi de omul ăla, te alegi cu un sac în spate de greutate de nu poți să o duci. Și atunci ce faci? Atunci tu, ca ființă umană, trebuie să înveți să renunți. Eu am avut cazuri cu persoane apropiate la care eu țin foarte mult și la care a trebuit să dau drum. Nu pentru că nu-mi pasă, nu pentru că nu vreau să fiu acolo, dar nu te pot duce în spate. Și fiecare dintre noi avem un traseu în viața asta. Și e o alegere. Rămân aici să te car pe tine în spate și eu niciodată nu voi ajunge aici, deși am și potențialul și puterea necesară, da? Și totuși rămân aici că mi-ești drag tu ca om. Eu nu știu ce să faci tu cu viața ta. Nu știu ce o să se întâmple și în punctul ăla, practic, eu renunț la mine și la povestea mea. Dacă eu aleg totuși să plec mai departe, înseamnă că eu renunț. Dar nu renunț neapărat la tine, dar aleg să mă desprind de ceea ce pentru mine poate să devină o povară. Și sunt cazuri, eu mai am prin sesiunile de consiliere, de exemplu, în afară de poveștile din cursuri care sunt extraordinare, mai vin și îmi spun, păi uite, soțul are depresie de nu știu câți ani, ce fac cu el, și sunt femei foarte faine, cu potențial, și uneori, știi, ca și cum oamenii așteaptă un răspuns de la mine sau, nu știu, ceva așa, o soluție magică. Și eu le spun, eu nu dau soluții, nu dau sfaturi, pot să vin cu niște perspective și pot să dau niște recomandări, da, tu testezi, vezi ce se întâmplă, însă cumva eu doar te pun așa să privești din toate unghiurile și după ce te întreb de 100.000 de ori niște lucruri, tu singură o să conștientizezi dacă este benefic pentru tine să mai rămâi acolo cu soțul de care tragi de 10 ani de zile să se ridice și el nu se poate ridica sau poate nu vrea. Da? Și cumva uneori mai trebuie să și renunțăm. Bine, eu nu încurajez neapărat cu siguranță, să renunțăm, dar cu siguranță când pui întrebările potrivite, cum spui tu, de mii de ori, vine și răspunsul potrivit pe care nu îl mai poți ignora. Și cu sufletul o să-ți confirme că acela este răspunsul potrivit. Și eu am fost pusă în situații de genul acesta de două ori în viața mea, unde simțeam efectiv că sunt ținută pe loc. Și am zis, ok, dar eu ce visez? Știi exact cum spuneai tu mai devreme? Când erai micuță, ce visai? Păi, uite, eu puteam să visez atât de departe și atât de sus. Și am simțit la un moment dat că și pot să fac asta la o anumită vârstă, da? Și am zis, măi, dacă pot să visez și simt că pot să fac asta, e mult să ai să rămân agățată de niște oameni care nu fac altceva decât să stea așa cu foarfeca pe lângă mine și să-mi taie constant aripile și simți când se întâmplă asta. Dar la ce trebuie ție categoric facultate? Simți, da, la ce trebuie ție nu știu ce? Da, ce trebuie ție? Adică la ce-mi trebuie? Pentru evoluție, pentru... Știi, adică nu decizi tu oricine ai fi tu în viața mea, că ești mama, că ești soțul, nu decizi tu calea. Tu poți să fii o persoană care să facă parte din calea mea, însă nu înseamnă că trebuie să mergem în aceeași direcție ca și joburi, da? Tu poți să fii medic, eu pot să fiu trainer, tu poți să fii cântăreață, eu pot să fiu dentist, nici nu contează. Important este să existe un scop comun. M-a întrebat cineva la un moment dat, da, eu cum fac? Avem domenii foarte diferite, eu și soțul. Da, foarte bine, aveți un scop comun. Nu știu, să locuiți într-o casă familia. La țară, să aveți o familie, un scop comun există? Păi da, ok, vă agățați de acel scop comun. Dacă pentru voi este important să lucrați în același domeniu, nu știu ce să zic.
nu e musai să lucrezi în același domeniu, dar poți foarte bine să-ți împlinești menirea acolo unde ești, atâta timp cât există un scop comun. Dar dacă tu visezi să ai o viață la țară, să crești găini, și celălalt visează să aibă o viață de oraș cu distracții și așa mai departe, nu va funcționa. Și aici nu pot eu să vin să spun din niciun fel de rol, da? Pot să fiu eu trainerul trainerilor, dar cu toții mentorul ne dăm mentorilor. Seama. Nu. O să vezi tu singură sau tu singur oricine fi, că de fapt dacă nu există un scop comun și niște valori comune, indiferent de meseriile pe care le avem, relațiile nu vor funcționa. Și o să avem impresia aia că, vai, da, eu nu mă mai regăsesc. Păi nu te regăsești că nu ești în spațiu potrivit să te vezi. Semnalele erau clare, dar nu au fost văzute din timp sau au fost ignorate. Nina, ai precizat că ești practician NLP. Îmi este un domeniu drag cu care am mai avut tangență și am aplicat în viața mea și aplic, recunosc, doar când îmi aduc aminte, câteva din tehnici sau câteva așa din ideile de acolo, astfel încât să-mi ușurez anumite situații, cel mai des situații emoționale, să primesc răspunsuri, să știu cum să mă reconectez sau să mă conectez cu mine. Ne poți împărtăși câteva care funcționează și pe care tu le dai mai departe cu drag printre cursanții și clienții tăi? Da, uite, două dintre ele le-am menționat mai devreme. Partea cu semnificația și partea cu pozițiile pe care noi le folosim la un moment dat în viața noastră. De unde văd situația? Din papucii mei, din papucii tăi, din exterior și așa deci, mai departe. Deci ne punem... Astea două sunt, hai să le considerăm ca fiind două metode, două unelte super folositoare. Dacă noi înțelegem că e important să mai schimbăm unghiul din care privim, asta o să ne ajute foarte mult. La fel cu semnificația. Acum, nu știu, poate am reluat ideea asta de două, trei ori, dar este okay. Important să înțelegem. Altceva mai putem să ne folosim de ancore. Ancora, cum ar fi? De exemplu, dacă eu am teama de a vorbi în public, merg și îmi rezolv cumva această problemă. Sunt, bine, până la a folosi ancora, cumva trebuie să rezolvi frica din spate. Da, te duci, rezolvi frica de a vorbi în public și după aia... Când spui te duci și rezolvi frica, unde te duci? Tot la un specialist? Sau către ce te îndrepți să rezolvi? Uite, în NLP mai există și tehnici de dezactivare a fobiilor, de exemplu, sau dezactivare a fricilor, că frica e mai micuță decât fobia. Și atunci cumva e bine să facem și diferența între ele. E cumva mai mult conectată cu partea de hipnoterapie, toată treaba asta cu a dezactiva niște frici, fobii și așa mai departe. Astea se lucrează mai mult în partea asta de hipnoză, aș putea spune. Mai ales când nu știi de unde vin, că dacă știi că ai avut tangență cu ceva ce ți-a provocat frică, măcar știi. Dar când ai o frică, o fobie nejustificată în viața pe care tu o trăiești, este clar că vine și din spate. De multe nu știm de ce avem o anumită frică. Eu, de exemplu, am tot dezactivat, eu așa numesc, așa se și numește cumva. În proces, da. Da, dezactivare, nu poți să-i spui m-am vindecat de o frică, ai dezactivat o frică. De ce ai dezactivat-o? Pentru că tu nu ai avut-o dintotdeauna. Noi ne naștem cu două frici, frica de zgomot și frica de cădere, pe care noi cumva o numim frica de înălțime. Nu înălțimea ne sperie, cât ideea că noi am putea să picăm de acolo și să ni se întâmple ceva rău. De fapt, consecința în sine ne sperie. Celelalte frici apar pe parcurs în funcție de anumite evenimente, experiențe pe care le avem în viața noastră. Deci dezactivăm fricile, o altă... Da, după ce ai dezactivat o frică, de exemplu, ai rezolvat cu vorbit în public și ți-ai dat seama că tu nu poți să vorbești în public pentru că la un moment dat în viața ta cineva te umilea când încercai să spui ceva. Ai rezolvat asta într-o sesiune de hipnoterapie, după care îți faci o ancoră, pe curaj să zicem. Îți faci un gest pe care să-l încarci cu această emoție, da, cu mult curaj și, nu știu, poate să te scarpini un pic așa sau poate să te așezi părul, da, să e o ancoră, să zicem. Nu știu, poate, orice da, gest, la încheietura mic, mâinii, nu un știu, gest. Să-ți atingi inelul sau, bineînțeles, se face într-un fel anume, într-o sesiune privată în care tu mai întâi vezi ce este în spate, ca să poți să pui o ancoră, trebuie să te asiguri, știi, ca și cum pui ceva pe un spațiu unde trebuie să te asiguri că e terenul curat. Nu ancorezi așa aiurea, adică mai întâi te uiți și vezi despre ce este vorba.
Funcționează ancorele într-o paletă largă de gen da. Frică, nu știu, lipsă de bucurie. Poți să-ți ancorezi curaj, încredere, bucurie. Eu la un moment dat, când am început să ies în față, să fii recunoscută. Mi-asum acest rol de trainer, mi-am dat seama că, măi, să fii trainer trebuie să fii față. Și era provocator, pentru că și eu am tot fost pusă la colț. Și n-am putut să-mi pun direct o ancoră așa, pe hai să-mi pun eu toată veselia din lume și tot curajul, da? Trebuie mai întâi să curăț niște lucruri, după care să-mi ancorez câte ceva. Și mi-am ancorasem la un moment dat curajul, pe un moment foarte fain în care eu m-am simțit foarte curajoasă și doar făcând un gest anume, îmi activam acea senzație de curaj. Încă am această ancoră, dacă țin mâna strânsă, mie mi se activează curajul. Uite, acum am strâns pumnul și am simțit așa un val de... Deși pentru unii da. Pumnul strâns poate părea fiecare în funcție da, de semnificația pe care o dă. Și știi de ce am făcut așa? Pentru că în momentul în care eu am simțit să-mi fac această ancoră, am simțit să mă țin de ceva, să mă agăț de ceva. Asta a fost semnificația pe care eu am dat-o în acel moment. Și e ceva ce nu deranjează oamenii din jur. Nu trebuie să fac un zgomot, nu trebuie să fac un gest care să atragă atenția. Eu pot să stau aici cu mințică, da, să vorbesc cu tine și poate dacă am o teamă în această discuție, tu nu știi de ce țin eu mâna așa. Poate strâng pumnul, poate nu-l strâng. Și nimeni nu știe de fapt că eu aici am un secret, am un truc sau trucul na, poate să fie așa cum spuneam un alt gest, mi-ating inelul sau nu știu cine are gestul ăsta de a face așa. Țin minte că la un moment dat am ancorat o persoană pe parte de încredere și zice eu am gestul ăsta, fac așa tot timpul, zic e ok, pun acolo. Da, ideea e să-ți fie și un gest cât de cât familiar da. La care nu trebuie neapărat să te gândești și tu să l-ai intrat într-o rutină personală. Ca să recapitulăm pentru cei da. Care vor să-și facă ancore, ideea este să găsești un gest fizic, o atingere, poate la urechi, poate la nas, cum ai spus da, tu. Da, gestul ca gestul, dar e foarte important ca această ancoră să vină aplicată de un specialist. Chiar dacă cumva citești undeva despre această tehnică și cumva... Poate o vezi pe YouTube sau mai sau știu poate părea unde. Ușoar. Știi ușoară. De ce recomand? Dar este foarte ușoară. Oricine poate să facă o ancoră, însă atunci când faci o ancoră, trebuie să mai deții câteva cunoștințe și să înțelegi că uneori, făcând această ancoră, e posibil să mai apară câteva lucruri pe care să știi cum să le gestionezi. Și poate, nu știu, persoana respectivă se sperie sau are o reținere și dacă te apuci tu singur să-ți faci nu știu ce minunăție, s-ar putea mai mult să te încurci. Da, există specialiști. Eu nu m-am apucat să-mi fac singură ancore în momentul în care am descoperit această tehnică. Am învățat-o, am practicat-o la cursuri, după care am testat-o și cu colegii mei în afara cursurilor. Meseria asta e frumoasă, pare cumva magie curată, însă are nevoie de foarte multă practică și noi, cei care practicăm aceste metode magice, până la urmă e, știi, psihologia super practică și ușor de făcut, dar în spate mai sunt niște lucruri de care trebuie să ținem cont. Mai ales când terenul nu este da, curat și exact, trebuie întâi, cum ai spus și tu, făcute dezactivări, tocmai ca să poți să plantezi semințele. Uite, îți mai dau un exemplu. Aici tot nu era vorba despre o sesiune programată. M-am urcat în tren să plec spre Brașov și lângă mine... O domnișoară frumoasă, tânără, povestea mai lungă, o să o spun foarte, foarte pe scurt. Din două vorbe pe care le-am schimbat acolo, mi-a spus că ea are o mare frică de insecte și la un moment dat mă uit așa, zic, dar nu vrei să scap de frica asta de insecte? Zice, aoleu, dar nu știu ce aș mai putea să fac. Pentru că, efectiv, eu dacă văd un gândac, încep și țip, deci a început să-mi descrie ce face. Țip, urlu, ultima dată m-am urcat pe un scaun și am început să strig la tata să vină să mă ia de acolo. Și eram gen, wow, asta e fobie în toată regula. Și zic, ok, și dacă ți-aș spune că pot să scap de chestia asta în 10-15 minute maxim, cum ar fi pentru tine? Zici, wow, Doamne, cred că mi s-ar schimba viața. Și zic, ok, dar cum ar fi să o facem acum? Deci pentru mine a fost o joacă în momentul ăla. Și a zis,
zis, auzi ce, dar aș testa-o, dar ce ar trebui să fac? Zic, doar să închizi ochii 10 minute, dacă ești ok să te lași pe mâna mea. S-a uitat așa la mine și zice, măi, nu știu, nu te cunosc, dar simt așa că pot să am încredere și nu știu de ce, dar parcă tot corpul îmi spune că da, vreau să fac asta. Bineînțeles că am dus-o în frica aia, se vedea pe ea că era toată activată și tremura și am găsit momentul care i-a creat acea frică puternică. Ea nu știa de unde îi venea frica asta de insecte. Cum se întâmplă în cele mai multe cazuri. Se întâmpla să la un moment dat în copilăria ei să fie înțepată de albină în prezența bunicii, care n-a avut tocmai o reacție ok, nu a primit susținere și cumva ea indus mai multă panică și de acolo ea a rămas cu această frică de insecte, nu doar de albine, interesant asta a fost. Și după ce am aplicat această tehnică de dezactivare pe fobia ei, în cazul ei cu frica de insecte, mi-a scris la câteva luni după că se întâmplă ceva ciudat cu ea, că ea nu se mai sperie de nicio gâză și zic, ok, super interesant, zic, te rog să îmi spui în continuare ce se întâmplă. Și mi-a scris mai târziu, după aproximativ un an de zile, și mi-a spus că a văzut un gândăcel pe marginea patului și a simțit liniște, a vrut chiar să-l ia, să-l scoată din cameră, să nu-l omoare, că a zis că na, a început să vadă diferit insectele de atunci și nu se mai grăbea să le lovească cu ceva și să scape de ele. Bine, ea în frica aia a ei, nici măcar atâta lucru nu putea să facă. Și zice, m-am uitat în stânga, în dreapta să găsesc ceva să o iau de acolo, a dispărut, zice, și m-am băgat în pat liniștită și am dormit. Și mi s-a părut fantastic. Zic, ok, știi că mai ai un pas de făcut să testezi, să vezi dacă într-adevăr s-a dus această frică cu adevărat. Și zice, ce îmi recomanzi? Zic, vreau să-mi trimiți o poză cu un gândăcel în palmă. Orice o fi să fie, nu contează, poate să fie și un fluture. După puțin timp, 2-3 săptămâni, mi-a trimis o poză cu o buburuză în palmă și a spus, Nina, îți mulțumesc, mi-ai schimbat viața. Și mi-a spus, draga mea, eu am avut cumva un rol acolo, dar tu ai fost cea care a acceptat să-și schimbe viața. Pentru că tu ai avut deschiderea să testezi metoda respectivă, că eu degeaba știu metoda dacă tu nu ai deschiderea să o testezi. Și dacă tu nu ai încredere în metoda respectivă și nu te simți confortabil cu ghidarea persoanei respective, nu va funcționa. Și asta este foarte important, cu cine lucrăm. În această echilibrare a noastră, în căutarea de sine, că tot despre asta vorbim astăzi, da? Te duci acolo unde simți că persoana respectivă poate să te ghideze. Nu cu oricine. Mă duc la... Chiar dacă uneori primești recomandarea să te duci tu de acolo, că este cel mai bun, că am fost eu și dacă tu exact nu simți... Exact asta voiam să spun. Este cel mai important să-ți, să-ți degeaba asculți intuiția. Degeaba îmi recomanzi tu dacă eu nu simt că persoana respectivă mi se potrivește ca energie. Este foarte important. Eu în momentul de față nu mai lucrez cu nimeni în afară de persoanele cu care eu chiar rezonez din punct de vedere energetic și emoțional. Și acolo rezultatele sunt garantate 100%. Și nu recomand să facem după ureche sau să testăm de capul nostru. Eu întotdeauna am avut mentori. De când m-am apucat să mă uit în interiorul meu și cumva să curăț ce nu mai mi-era benefic acolo și să fac spațiu pentru ce este mai bine pentru mine, m-am dus către oameni care au făcut la rândul lor niște lucruri fantastice în viața lor. Că și așa să ne ducem, să ne ghidăm după oameni care au citit și ei doar o carte, dar n-au testat, n-au aplicat. Uite, iar încă o chestie faină. Eu întotdeauna când învăț ceva nou, aplic în viața mea. O dată, de două ori, de trei ori, testez, văd cum este. Pentru și a avea experiența proprie și personală și a putea da ulterior mai dacă departe. Dacă simt că ceva... Și au fost metode cu care nu am rezonat, dar care funcționează pentru alții. Dar dacă eu nu am rezonat, eu nu le dau mai departe către oamenii cu care lucrez. Că nu, mi se pare că nu are sens. Adică vin să este te învăț corect. Ce. Da. Ceva ce eu nu folosesc. Mi se pare un pic nepotrivit. Este nepotrivit. Da. Nina, ai spus atât de multe lucruri potrivite și ne-ai făcut mărturisiri pentru care îți mulțumesc și mulțumesc în numele telespectatorilor. Ne-am apropiat de finalul emisiunii pentru că timpul zboară mereu în studioul Terra Nova. Te rog, pe final, să ne lași un mesaj de dat mai departe.
Da, sunt atâtea lucruri care pot fi spuse. Aș spune așa pe scurt, pentru fiecare suflet în parte, să se uite mai întâi în interior, să-și dea seama acolo, de esența lui. Da? Deci eu ca suflet, să mă uit la esența mea. Și dacă nu o văd uitându-mă în interiorul meu, să mă uit un pic în exterior. În momentul în care eu văd că în exteriorul meu este haos, este suferință, nu știu, sunt probleme, să conștientizez că de fapt tot ceea ce este în jurul meu este doar o extensie a mea. Și atunci eu trebuie să mă întorc acolo în interiorul meu și să fac curățenie și după aia să revin la exteriorul este doar un feedback, aș putea să spun, da? Mă uit și văd ce am în viața mea. Oameni ok, nu știu, un job foarte fain cu care eu rezonez și așa mai departe. Înseamnă că ești într-un punct bun al vieții tale. Dacă nu ești acolo, lasă oamenii din exterior că nu e despre ei și nu ei vor rezolva situația în care te afli tu. Da? Deci du-te în interiorul tău, nu căuta să te regăsești sau să te reconstruiești, pur și simplu decide cine vrei să fii. Și din momentul ăla, asumă-ți conștient să-ți programezi cumva viața în așa fel încât să simți că tu contezi și că tu poți să faci niște lucruri extraordinare. Și Chiar poți. apoi, exact, în jurul tău lucrurile se vor schimba. Eu așa am făcut. Și am Nina, trecut așa, de la o extremă la alta, știi? Adică a fost o schimbare wow! îți lansez următoarea invitație încă de pe acum și ne-am bucurat să ne onorez din nou cu prezența Mare ta. drag! A fost o bucurie acest spațiu împărtășit între noi. Dragi telespectatori, vă mulțumim că ne urmăriți, iar până la următoarea ediție a emisiunii Dă mai departe de la Terra Nova TV, vă spun pe curând!